Papa Francis răstoarnă vechile percepte ale bisericii și șochează o lume întreagă. În cadrul documentarului Francesco difuzat pe 21 octombrie în Italia, suveranul pontif a vorbit despre dreptul persoanelor de același sex care vor să-și întemeieze o familie. Mai mult decât atât, a susținut ideea adoptării unei legi a parteneriatului civil. La persoană homosexuală tiene derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Capul Bisericii Catolice devine astfel primul papă din istoria acesteia care pledează pentru uniunile civile dintre persoanele de același sex. Practic, Papa Francisc pare să ignore cel de-al șaptelea sacrament al Bisericii, căsătoria, legământul matrimonial dintre un bărbat și o femeie care împreună cu copiii lor formează familia, baza oricărei societăți. Papa s-a arătat încă de la începutul pontificatului adeptul unei modernizări a bisericii, dar nu a intervenit asupra dogmelor, cu toate că, reanalizate acum, unele dintre spusele lui anunțau o asemenea atitudine nonconformistă. Se una persoană gay, che cerca il Signore, e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Dobbiamo essere ma fratelli e... Declarația Papei Francisc contrazice poziția oficială a Vaticanului, răsturnând atitudinea față de această situație a predecesorilor săi.